Un pasager dintr-un taxi a fost rănit în urma unui accident. Două mașini s-au clonit într-o intersecție din Bistrița. Victima este conștientă, însă a suferit un traumatism cranian. Taxiul circula regulamentar, însă un autoturism i-a tăiat calea, moment în care cele două vehicule au intrat în coliziune. În urma impactului, pasagerul aflat în taxi a fost rănit. Paramedicii SMURD s-au deplasat la fața locului, unde au acordat de îndată îngrijiri medicale victimei. Bărbatul în cauză a acuzat dureri la picioare și a fost transportat la urgențe pentru investigații detaliate. De asemenea, victima a suferit și un traumatism cranian după ce s-a izbit cu capul de parbriz.